Bună, numele meu este Rox. Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom vorbi despre EU Migrant Worker Loan, despre cum să-l obțineți și avantajele și dezavantajele acestuia. În primul rând o să încep prin a vă povesti despre experiența mea personală. Eu am început studiile în anul 2017, sunt în ultimul an de studiu acum. Am aflat despre acest loan anul trecut pe vremea asta și știind că eu lucrez, am sperat că o să pot obține loan-ul ca să am un plus de bani în fiecare an. Deși ei spun că poți să-l primești foarte ușor, sunt trei criterii mari și late care te pot da ușor peste cap și îmi pare foarte, foarte rău că nu am știut de ele înainte să fi venit în Anglia, că loan-ul ăsta e de foarte multă vreme. Basically, e exact același loan ca cei British. E echivalentul a maintenance loan. Și numai că sunt alte criterii pe care noi trebuie să le îndeplinim. Puteți primi maintenance loan dacă ați locuit în Anglia în ultimii 5 ani de zile. După cum v-am spus, eu am aplicat pentru loanul ăsta și nu l-am primit. De ce? Pentru că aici e, cred că, cea mai importantă parte a videoului. Sunt trei criterii foarte importante pentru a primi acest loan. Și cred că alt lucru foarte important pe care trebuie să-l știți de la început este faptul că este un proces lung care chiar durează. Chiar trebuie să vă documentați, chiar trebuie să trimiteți o tonă de evidență la ei și tot așa, dar anyway, deci cele trei criterii importante sunt: întâi și întâi, asta este cel mai random, trebuie să fiți în Anglia, să vă aflați deja în Anglia cu o adresă stabilită la începutul anului școlar academic. Dar ceea ce înseamnă, în mod normal, eu m-am gândit așa. Eu am venit în Anglia pe data de 17 septembrie, facultatea mea începea în data de 26. Super, am venit înainte de începerea anului școlar, o să primesc acest împrumut. Nu, fals. La ei se pune clar începutului anului universitar ca fiind 1 septembrie al fiecărui an. Nu contează că facultatea poate să vă înceapă la 1 octombrie, să înceapă la final de septembrie, început de septembrie, nu, 1 septembrie. La data de 1 septembrie deja trebuie să aveți adresă bine stabilită în Anglia. Deci, nu știu, ca să fiți safe, probabil să fiți 30 august deja aici. Asta este una dintre ele. Și vom reveni mai încolo la ea. După care este că a doua este că trebuie să munciți pe durata studiilor. Dar aici ei sunt puțin mai delăsători. Nu trebuie, asta nu înseamnă că trebuie să veniți să la 30 august și să vă luați job instant ca să puteți să primiți acest loan. Nu, puteți inclusiv să veniți la 30 august și să nu munciți, să nu aveți un job. Doar pur și simplu să locuiți aici, vă începeți anul academic și atunci începeți să lucrați din al doilea an. Important este ca să fiți aici la anul academic, dar în primul an de studiu, când începeți facultatea, atunci se pune. De exemplu, prietenul meu a făcut un an de foundation year și noi am sperat că atunci la el va merge mai bine, pentru că nu se va mai pune să fi fost de la când a început anul de foundation year, și doar anul întâi de studiu. Dar nu a fost așa. Inclusiv dacă faceți un foundation year, se va pune foundation year. Revenind la punctul al doilea. De exemplu, dacă veniți aici pe 30 august, poate aveți noroc și apucați să vă faceți National Insurance Number, de care aveți nevoie ca să puteți să vă angajați, și vă găsiți un job destul de repede. Puteți să munciți deja pentru 3 luni de zile, pentru că aveți nevoie de 3 luni de payslip-uri, gen fluturașul de salariu din România, pe care să-l trimiteți după care la
cei de la Student Finance, ca dovada a faptului că voi munciți. Ei au nevoie de 3 luni de payslip-uri ca să observe, că să fie siguri că voi într-adevăr munciți destul de mult în astea 3 luni de zile și nu ați făcut ceva în genul, ok, am lucrat o lună în care am făcut câte 30 de ore pe săptămână și după care următoarea lună am făcut doar 5, sau pentru că ei acceptă inclusiv contracte care sunt cu 0 ore pe săptămână și atunci acolo e mai tricky. Ei nu au pus nicăieri, nici la telefon nu mi-au confirmat dacă trebuie să muncești un anumit număr de ore, dar spun că trebuie să, banii pe care îi câștigi tu în lunar ar trebui să-ți fie îndeajuns încât să tu să te întreții singur. De exemplu, dacă să spunem că mergi undeva și chiria ta pe lună este de 400 de lire, plus cheltuieli și altceva, să zicem încă vreo 100, ei s-ar aștepta ca tu să câștigi undeva între 500 și 600 de lire pe lună. Dar sunt cazuri și cazuri și chiar depinde și de ei. Ei n-au spus nu la 5 ore, nu. Ei au zis că ei acceptă inclusiv contracte cu 0 ore și doar contează să trimiți și să vadă că tu lucrezi constant și nu fluctuezi foarte tare. În al doilea caz, ați putea veni maxim undeva în jur de 30 august și să spunem că vreți să vă acomodați puțin, să vedeți cam cât timp vă permiteți să lipsiți de la viața academică ca să puteți să mergeți la muncă, să vedeți să vă acomodați cu limba, cu felul lor de a preda și cu programul în sine și orașul și locurile noi. Mă rog, sunt o tonă de chestii cu care trebuie să te acomodezi la început de drum. Și în același timp, e foarte important să știți că sunt cursuri și cursuri, sunt facultăți și facultăți. De exemplu, aceeași facultate, două cursuri total diferite între mine și prietenul meu. Eu am timp să lucrez lejer, chiar nu am nicio problemă, pentru că nu am multe ore la facultate, în persoană special. Nu am multe proiecte și toate sunt la final de an, nu am examene. Pe când el are și proiecte în fiecare, aproape în fiecare lună, și examene, și e mult mai un curs care te solicită mult mai tare. Și atunci e important să știți și de dinainte cam dacă ați avea timp destul sau nu. Și nu cred că puteți să știți asta până nu ați început cursul și vedeți cum stă treaba. Că poate să fie aceeași curs la două facultăți diferite și să difere complet. Așa, vă spuneam că e ok să fiți aici undeva în jur de 30 august, să apucați să vă acomodați cu studiul și între timp să vă căutați un loc de muncă. Și poate așa e și mai bine, ca să nu vă aruncați la primul loc de muncă care vă este oferit. Și cu ocazia asta puteți să începeți munca undeva în jur, când vreți voi de fapt. De exemplu, dacă vă găsiți un job în ianuarie. Dacă voi vă găsiți job în luna ianuarie și continuați să munciți în fiecare lună, ceea ce înseamnă că nu vă duceți înapoi în România pe timp de vară, de exemplu, că știu că sunt studenți care fac asta, atunci, în momentul în care ați început să munciți constant, frecvent, și ați obținut și cele 3 payslip-uri, care la început poate să fie doar unul și după care doar să trimiteți câte unul în fiecare lună, tot puteți primi loanul acesta din momentul în care ați început să munciți și când aveți aceste prime trei luni de muncă. Ceea ce înseamnă că dacă începeți în anul 2 sau în anul 3, ei tot vă vor oferi acest împrumut în perioada, dar numai începând cu perioada în care începeți să munciți, dacă are sens. Cea de-a treia importantă cerință este aceasta de a lucra constant. Ceea ce înseamnă că cumva o să fiți puțin constrânți și se leagă cu ceea ce am spus înainte. Dacă vă doriți să mergeți 3 luni acasă în România, vă va fi cam greu și aici nu sunt 100% sigură dacă nu veți primi niciun ban pentru cele 3 luni, fac ei un calcul, sau dacă se stopează cu tot loan-ul și începe să-l primiți din nou după ce ați reînceput munca, sau dacă pur și simplu nu o să mai primiți pe anul cu pricina.
Loanul ăsta este destul de important și depinde de la caz și caz. Eu zic că este destul de folositor și din propria mea experiență, eu chiar mi-aș fi dorit să pot să iau acest loan. M-ar fi ajutat fantastic dacă nu. De exemplu, tu poți să te duci la muncă 20 de ore pe săptămână, dar ca să poți să te întreții 100% independent, să îți trebuiască să muncești 30 de ore pe săptămână. Și atunci, dacă tu ai loanul ăsta, nu o să te duci 30 de ore pe săptămână la muncă, poți să tu te duci doar 20 și atunci restul este acoperit de loan. Aplicația, după cum v-am spus, este destul de lungă. E un proces de lungă durată care vă solicită atenția și vă cer foarte multe dovezi de chestii. Totul se va rezolva odată ce sunteți aici, dar paperwork-ul de început este destul de mult de completat, pot spune. Deci o să găsiți un link în descriere cu formularul pe care trebuie să-l completați. În formularul, în mare parte, ei vor verifica exact chestia asta, să fiți în Anglia deja, la o adresă stabilită. Odată cu începutul anului academic, care, după cum am mai spus, este 1 septembrie. După care, există două opțiuni pentru acest loan. De exemplu, puteți să primiți suma standard pe care o oferă ei, cea minimă, sau puteți să complicați puțin situația și să aduceți și sau puteți să complicați puțin situația și să adăugați în acest formular și veniturile părinților. Și atunci, dacă dați dovadă de veniturile părinților și dacă ele sunt mai mici, puteți, în funcție de veniturile lor, puteți să obțineți un loan mai mare. Aici deja nu prea pot să vă mai dau sfaturi, pentru că eu știu doar că cine a aplicat pentru varianta minimă, ca să nu se mai complice, pentru că vă vor trebui adeverințe fiscale, cred că, care să dovedească veniturile lor anual, nu doar în fiecare lună, ca să poată să știe cei de la Student Finance cât este venitul lor anual, cât este venitul mediu pentru România și dacă meritați, aveți nevoie de un loan mai mare sau nu. Loanul standard este de 4.168 de lire pe an academic și se împarte în trei tranșe diferite. Cred că este începutul de septembrie-octombrie, după care unul în jur de ianuarie și încă unul în aprilie, care sunt aproape de undeva 1.400 de lire. Știu că ultimul este mereu puțin mai mare, cu vreo 100-200 de lire mai mult, pentru a vă ajunge cumva extra pe timp de vară, pentru că următorul o să-l primiți de-abia în septembrie. Acum, ce aveți nevoie pentru când începeți să faceți formularul? Sunt o tonă de acte pe care vor trebui să le trimiteți cumva, nu chiar acte, dar mă rog. De exemplu, trebuie deja să aveți o adresă bine stabilită și să dați dovadă de adresă, ceea ce aici se consideră o factură de la curent, apă, lumină, gaz, telefon, internet, cred că asta e cea mai bună. Sau, de exemplu, dacă stați în universitate, o scrisoare de la ei care să dea dovadă cumva să adeverească faptul că voi stați acolo la adresa aia pe timp de an școlar. După care aveți nevoie să vă știți veniturile voastre, de exemplu, dacă o să primiți vreo bursă sau știți deja cam cât vă va fi salariul, va trebui să-l completați acolo. Vă vor cere
National Insurance Number-ul, de care oricum aveți nevoie ca să puteți să munciți, și după care cele trei payslip-uri. Dacă stați așa să vă gândiți, nu e atât de mult, dar dacă tu ești în România și vrei să faci aplicația, ești cumva constrâns și nu prea poți să-i dai drumul. Desigur, poți să începi aplicația din România și atunci să continui aplicația de-abia când vii aici să le trimiți restul de documente de care au nevoie. Acum vom vorbi despre cum urmează să dați banii aceștia înapoi, pentru că este un loan, nu este ceva pe care îl primiți și nu-l mai returnați, ceea ce e puțin absurd când stai să te gândești că trebuie să faci dita mai aplicația și că loanul ăsta totuși te constrânge pe tine să muncești de-a lungul a tuturor anilor de studiu ca să poți să-l primești. Deci, practic, tu muncești și trebuie să ai un contract permanent doar ca să poți să împrumuți niște bani. Ceea ce e puțin tricky, dar, mă rog, fiecare. Acum, el se returnează în exact aceeași modalitate cu tuition fee-ul, adică este acel standard 9% din ceea ce câștigați, ce este peste 25.000 de lire pe an, se va opri automat din salariul vostru. Ceea ce nu știu, în opinia mea, eu zic că este rentabil, pentru că lumea acum începe să spună că, păi da, dacă stai să te gândești că deja o să ai datorie de undeva la 30.000 de lire când termini 3 ani de facultate, nu zicem dacă faci 4, și după care mai iei și loanul care se adaugă și ăsta încă undeva la 15-20.000 de lire pentru un întreg degree-ul, atunci, la final, păi tu o să trebuiască să dai înapoi undeva la 60.000 de lire plus cât interes îți vor pune ei. Dar ideea este că voi, chiar dacă aveți loanul ăsta și tuition fee-ul, ele se cuplează și se face un total, dar voi veți da mereu 9% din salariul vostru, nu veți da înapoi din... De exemplu, 9% din cât ați împrumutat, mereu cât veți da înapoi va fi în strânsă legătură cu cât câștigați. Și, de exemplu, să zicem că tu ajungi să câștigi undeva la 40.000 de lire pe an, ceea ce, în opinia mea, e destul de mult. Și tu trebuie să plătești 9% din ceea ce este peste 25.000, ceea ce înseamnă că vor fi 15.000 de lire într-un an de zile, și atunci vei plăti 15 din 9% din astea 15.000 de lire, ceea ce ajunge la undeva de la 1.350 de lire pe an. Și dacă împarți chestia asta pe luni de zile, asta înseamnă că într-o lună de zile tu plătești înapoi la 112-113 lire pe lună. Dar ce e cel mai important este că nu e ca și cum este o factură și te vei duce să o plătești undeva. Nu, ți se va lua efectiv automat din salariu, în același fel în care ți se ia taxa de aici, și la fel cum plătești National Insurance Number și pleacă automat din salariul tău, nu va trebui să te duci să-l plătești ca internetul. Nu știu, și pentru mine asta este un lucru destul de important, pentru că practic e ca și în România. Tu auzi oamenii că zic că eu câștig 20 de milioane într-o lună. Dar de fapt și de drept oamenii câștigă 45 de milioane pe lună, dar jumătate din bani sunt impozite, taxe și mai știu eu ce chestii care se duc din salariul respectiv către stat. Așa și aici. Practic pe tine nu te afectează atât de tare, pentru că nu e ca și cum să spui că da, uite, trebuia să duc, e o factură pe care trebuie să o plătești. Dacă ți se ia automat, practic când o să te uiți în contul bancar, deja o să vezi cât ai salariul tău și la un moment dat te vei obișnui. Pentru că un alt lucru de luat în calcul este că tu vei plăti 112 lire în fiecare lună, având în vedere că ai câștigat atâta într-un an de zile, da? Dar asta este la un salariu de 3.300 de lire. Pentru că eu acum, de exemplu, trăiesc într-un salariu mediu de 1.000 de lire pe lună.
E și mai mare și mai mic și fluctuează, dar whatever. Ideea este că cu salariul ăsta pot să-mi plătesc chiria la casă, toate facturile și tot să am ceva bani de puși deoparte. Iar apartamentul în care locuiesc nu e nici măcar pentru studenți. Asta o să fie apartamentul și după care, dacă o să vreau să rămân în Anglia. Și totuși îți este de ajuns să te întreții de unul singur și fără să ai nevoie de extra ajutor. Ceea ce înseamnă că, nu știu, sărind de la un salariu de part-time de 1000 de lire la un salariu de 3300, eu chiar nu pot să cred că ți se vor simți cu adevărat acele 112 lire pe care va trebui să le plătești. Știu că pare un dezavantaj a faptului că, da, acum primești niște bani și va trebui să-i dai înapoi mai încolo și ea nu este atât de wow, dar în același timp vă pot spune din propria experiență cât de tare te pot ajuta banii aia în unele momente, în special când ai assignment-ul și știi că vrei să te întreții de unul singur și trebuie să te duci să muncești 30 de ore pe săptămână, dar tu nu îți permiți alea 30 de ore pe săptămână, practic. Dar n-ai ce să faci. Atunci, dacă ai avea un loan deoparte și ai ști că, da, uite, pot să-mi pun banii ăștia deoparte și o să-mi plătesc chiriile pe lunile alea din banii ăștia și atunci pot să scad din orele muncite, pentru că cei de la student loan, pe ei nu-i prea interesează dacă tu într-o lună muncești la 40 de ore și în altă lună muncești 12, atâta timp cât în payslip-urile astea ei știu că într-adevăr, tu poți să te întreții de unul singur. Nu știu. Știu că este absurd să facă un loan care să te ajute pe durata studiilor, dar să te condiționeze să muncești. Dar el la început a fost făcut mai tare pentru pentru studenții care au părinți care lucrează. Pentru că același loan puteți să-l primiți dacă aveți un părinte care a locuit în Anglia și are job. Exact aceeași aplicație, doar că spuneți că nu este, că nu munciți voi și muncește unul din părinte sau amândoi, whatever. Deci am vorbit despre cum să-l dăm înapoi, care sunt condițiile pentru aplicare, cerințe, cât anume este el. Acum pot să vă povestesc despre prietena mea, care, după cum v-am spus, eu am aflat despre loanul ăsta anul trecut pe vremea asta. Am început aplicația, tot așa, dar am fost respinsă deoarece eu am venit în data de 17 septembrie în Anglia, iar ei cer să fie aici în anul întâi. Și după cum v-am spus, deși am crezut că poate să meargă dacă ai făcut foundation year și să ți se ia anul următor și atunci să fii eligibil, de fapt și de drept nu este așa. Și atunci n-am putut să primesc nici loanul, a fost respinsă aplicația și măcar atunci am știut deja documentându-mă așa și vorbind cu cei de la Student Finance, așa am știut ce să recomand altora. Și așa prietena mea care urma să vină la studiu, să înceapă anul acesta, i-am spus deja, știi, uite care e faza, am aflat de loanul ăsta, poți să-l primești destul de ușor. Dar știu că sunt niște bani, totuși să recunoaștem, sunt 4.000 de lire într-un an de zile. Aia sunt bani pe care ei nu-i dai în perioada aia și te ajută, pentru că, de exemplu, 4.000 de lire aici poate să fie o mașină cu tot cu insurance, cu tot cu combustibil pentru un întreg an de zile, de exemplu. Să zicem că, da, tu ai deja destui bani. Dar în același timp, loanul ăsta poate să facă diferența dintre alegerea ta de a merge la o facultate undeva în nord, pentru că nordul e în general foarte ieftin, sau să vii să faci o facultate în sud, unde chiriile într-adevăr sunt cumva usturătoare dacă te gândești în comparație. Și atunci ai avea loan-ul care să poată să-ți adauge extra, să facă diferența la extra în chiria respectivă. După cum vă povesteam despre prietena mea, am aflat de loan și i-am spus, știind că ea urmează să vină, am zis, te nu vrei să te uiți la aceeași facultate la care sunt și eu, mai ales că facultatea la care sunt acum ea oferă și bursă pentru studenții veniți din Uniunea Europeană, în special și din România, dacă iei peste 9 la bacalaureat. În anul meu se dădeau 3.000 de lire, acum se dau 2.000 de lire. Și atunci am zis, uite, poți să vii să stai cu noi și după care eventual îți găsești în altă parte să stai, că putem să te punem deja la electricitate
și să ai deja hârtia care, cu dovada de ședere. Și pe lângă asta, ai destul timp să te programezi la Nino, să-ți găsești un job, nu trebuie să te grăbești așa de tare și de-abia înveți orașul. Ea a zis că da, e ok. A reușit să vină, dar a venit mai repede. Știu că a venit undeva în jur de 10 august, pe acolo. Într-o săptămână deja avea programarea făcută la Nina, pentru că depinde de oraș aici. De exemplu, a fost o zi când au sunat-o și au zis, da, nu poți să vii astăzi. Pentru că uneori sunt mulți oameni care nu se duc la appointment-uri și atunci se fac locuri libere, se eliberează locuri. Deci a făcut rost de Nino în vreo săptămână. Aplicase deja la ceva joburi online înainte să vină aici. Urma să aibă niște interviuri și într-un final a reușit să-și ia un job. Cred că deja avea job deja în 2-3 săptămâni de când venise aici. Când începuse școala, deja și avea primul payslip să-l trimită. Și atunci ce a făcut? Ea, practic, întâi și întâi a început aplicația la Student Finance doar pentru tuition fee și după care a trebuit să refacă aplicația, să mute de la cei cu tuition fee la și tuition fee, dar și EU Migrant Worker. Pentru că, practic, sunt două departamente diferite. Una care este pentru studenții care sunt EU și Migrant Worker și una pentru ceilalți care au numai loan-ul. E Student Finance England și trebuie să vă mute la un alt departament. Și deja avea primul payslip și atunci a terminat toată aplicația în septembrie. El a trimis un payslip, iar eu a zis, da, e ok, mai trebuie să mai trimiți încă două payslip-uri după asta, dar deja au aprobat-o pentru loan. Ei doar așteptau să primească alea două payslip-uri ca să poată să-i dea și prima tură de bani. Și cred că prima tură a primit-o undeva în jur de noiembrie. Pentru că nu a fost aplicația făcută în mai, cum se așteaptă ei în mod normal, a fost aplicația făcută în septembrie. În noiembrie a primit prima tură de bani, după care următoarea a fost ianuarie și în aprilie. Și ideea este că sunt o tonă de oameni care, și studenți în special, care probabil stau aici pe timp de vară și sunt dornici să primească pe cineva pentru o săptămână, două sau să ajute pe cineva. În același timp, e o tonă de lume care oferă cazare de scurtă durată sau puteți să stați în ceea ce se numește în gazdă aici și să găsiți ca să puteți să aveți acea adresă completă. În același timp, nu trebuie să fie adresa permanentă unde puteți să mergeți. Ce aș face eu acum dacă ar fi ce aș face eu acum dacă aș putea să dau timpul înapoi? Ar fi momentul în care am primit eu rezultatele de la BAC și am fost acceptată de către facultate, deja să-mi iau bilet de avion și să pot să merg direct aici, să stau probabil în gazdă și să-mi găsesc încet, încet un loc de muncă, să-mi fac toate actele necesare pentru muncă și să fiu muncit din timp, pentru că, de exemplu, voi deja aveți puși bani deoparte dacă munciți aici pe timp de vară, o lună, două, o să vă ajungă banii aia destul de mult și atunci vă dau un plus, plus că deja vă acomodați cu limba, cu stilul de viață de aici, cu orașul, dacă mergeți în același oraș. Și atunci cred că în final regret că n-am știut de loanul ăsta mai devreme. În același timp sunt destul de recunoscătoare că pot să mă întrețin în perioada studiului oricum. Și nu știu, cred că va trebui să facem doar o recapitulare. Eu nu pot să vă spun dacă da, vi-l recomand. Eu pot să vă spun că stau în sud și chiriile sunt destul de scumpe și aia 4.000 de lire pot face diferența. Deci, practic, EU Migrant Worker este un loan, același cu maintenance loan-ul, trebuie dat înapoi. Se plătește exact la fel cum se dă înapoi și tuition fee-ul. Trebuie să fiți aici înainte de 1 septembrie, că aceasta este data începerii anului academic. După care trebuie să apucați să trimiteți National Insurance Number și 3 payslip-uri, dovada de ședere.
Apropo de dovada de ședere, voiam să vă spun că e foarte ușor pentru cineva să vadă OG pe factura de curent sau pe factura de curent sau de internet, pentru că doar vor trimite un e-mail la persoana respectivă să confirme că ta într-adevăr vrea să fie adăugată pe acea factură, dar atâta, nu e atât de complicat, dar nu acceptă facturi de la Amazon sau magazine, de exemplu. Trebuie factură de la utilități. Deci asta. Trebuie să aveți National Insurance Number, 3 payslip-uri, să fiți aici înainte de 1 septembrie. Loanul este, puteți să luați minim între 4.168 de lire și urcă până undeva la 10.000 de lire într-un singur an. Și e dependent de veniturile părinților voștri, dacă vreți să luați peste aia 4.168 de lire, ceea ce prietena mea nu a făcut, pentru că trebuie să trimiteți detalii în fiecare an, e puțin mai complicat. Și cel mai important la final de video, cred că este să vă împrieteniți cu site-ul guvernului și după care să vă învățați să dați telefoane. Cred că e cel mai important lucru. Sau, de exemplu, Student Finance răspund foarte repede și pe Twitter am observat, sau pe pagina lor de Facebook, dar Twitter-ul mereu a fost cel mai rapid. De exemplu, dacă nu vrei să stai să le dai telefoane, că ai nevoie de ceva date când îi suni, dar așa puteți să le scrieți un mesaj rapid pe Twitter și ei o să vă și răspundă în timp util. În ceea ce privește avantaje și dezavantaje, cred că toată lumea poate să știe că dezavantajul este faptul că trebuie să muncești constant și atunci este destul de complicat pentru unii, pentru că și prietena mea la început a zis, păi eu totuși mai bine nu aș lua loanul ăsta, că cred că o să pot să mă întrețin și singură fără să am nevoie de împrumut, pentru că eu vreau să mă duc pe timp de vară să stau în România, vreau să pot să nu muncesc 2 luni dacă nu vreau să muncesc alea 2 luni, dar între timp venind aici îi convine cumva mai tare că poate să muncească. Ea muncește 12 luni, 12 luni, doamne, ea muncește 12 ore în fiecare săptămână în mare. Uneori mai ia overtime și face mai mult, dar ăsta, contractul este de 12 ore și l-au aprobat, totul e ok. Cei de la Student Finance n-au zis nimica, e destul. Și atunci cred că salariul mediu ajunge undeva la 500 de lire, ceva de genul ăsta, și totuși este destul. Acum, despre avantaje, v-am spus, sunt 4.200 de lire într-un an pe care îi primiți, nu uitați, chiar dacă veți ajunge ipotetică să-i dați înapoi. În același timp, vă zic că eu cred că sigur o să ajungem cu toții să plătim înapoi aia 30 de ani despre care spun ei. Acum sper că v-am lămurit. Este pentru prima dată când fac un video de genul acesta și pentru prima dată când trebuie să vorbesc în fața camerei și e foarte ciudat pentru că e ca și cum aș vorbi cu pereții, că mă uit într-un punct fix și nu e o conversație, nu e un dialog aici, sunt doar eu vorbind. Și în același timp simt că sunt și foarte multe idei și eu multe informații de acoperit. Dacă aveți nelămuriri, doar postați în comentariu. Iar pentru viitor mă gândesc să fac un video despre cât de ușor este să găsești un job și ce tipuri de joburi sunt part-time pentru studenți aici, dacă vă interesează, sau și despre cum sunt chiriile aici, cât de ușor este să îți găsești un apartament de închiriat și nu știu, cred că am o tonă de idei acum, dar scrieți-mi și în comentarii ce v-ar interesa și ce ați vrea mai mult să știți și ce vă interesează. Așa că sper să aveți o zi frumoasă și eu am fost Rox și sper că am reușit să vă lămuresc în ceea ce privește EU Migrant Worker. Bye bye!